Ce îți lipsește cel mai mult? Mama. Mama. Da, frumos răspuns. Ce lipsește cel mai mult? Mama. Eu vă spun doar că am avut un nepot care a crescut fără părinți 9 ani și a trecut prin niște situații groaznice. Nu că i-a lipsit ceva material, întreba doar eu, când vine mami și să știi că eu nu știu cum mai miroase mami. Cine a fost în vizită la părinți? Unde ai fost în vizită? În Madrid. La sudiți, poate fi ca la Madrid? Păi, nu știu cum să explic, dar acolo este mai frumos decât în sudiți. Dar mă simt mai bine aici. Cât de grav este fenomenul migrației? Destul de grav. Din totalul de 200 de elevi și preșcolari, 50 de copii au părinții plecați în străinătate, fiind crescuți de către bunici sau rude. La sudiți și în județul Ialomița avem un fenomen de abandon școlar și în același timp, din punctul meu de vedere, ca și cadru didactic, pot să vă confirm că și o scădere a performanței școlare în cazul elevilor ai căror părinți, unul sau ambii, sunt plecați la muncă în străinătate. Seria de 5 dezbateri EduVot în satul tău își propune să conecteze cetățenii, în special pe cei tineri, la dezbaterea europeană, să le ofere un spațiu de informare și dezbatere. Acel copil nu cred că putea să ajungă la Madrid dacă părinții nu migrau acolo, cu toate, chiar dacă avea un salariu foarte bun aici, vă spun că nu, se ducea, fiindcă cu salariul încerca să și creeze ceva în comună. Ce poate să facă Parlamentul European pentru comunități în care sunt copii, așa cum sunt și la sudiți, cu mulți părinți la muncă în Uniunea Europeană, ca să-i apropie mai tare de părinților? Parlamentul European poate să facă mai multe pentru a stabili și a sprijini pe cei care vor să rămână în legătură cu părinții lor care trăiesc în alt stat european. Uniunea Europeană să finanțeze tot ceea ce înseamnă tehnologia necesară pentru a fi în legătură. Poate finanța Parlamentul European de asemenea programe în ceea ce înseamnă mobilitățile de scurtă durată pentru ca acești copii să rămână în legătură cu familiile lor și a putea să se viziteze. Parlamentul European de asemenea ar putea să financeze acompanierea și consilierea în școli pentru acești copii care nu și-au părinții alături de ei, pentru ca să nu se simtă de abandonați și să continue să meargă la școală. Ce credeți că au înțeles consătenii dumneavoastră din această dezbatere și despre Parlamentul European? Păi, suntem în Europa din 2007 și sudițenii știu acest lucru și ne bucurăm că azi a desfășurat această activitate la noi în comunitate și ați văzut că nu și copiii, dar și cei mai în vârstă își doresc ca România să facă parte în continuare din Uniunea Europeană. Galurile pot ajuta în sensul ăsta să reîntoarcă oamenii din migrație? De fapt, galurile poate că sunt unul dintre cele mai importante instrumente de a combate depopularea, pentru că dau posibilitatea, oportunitatea dezvoltării de finanțări, de proiecte, de business-uri în mediul rural. V-ați plâns că n-ați fost eligibil în accesarea de fonduri într-un proiect. De ce n-ați fost eligibil în proiect? Fiindcă drumurile de interes local din Comuna Sudiții se legau de un drum județean și nu de un drum național sau european. Din cauza asta am pierdut 20 de puncte și nu am putut să accesăm acest proiect. Sperați să se schimbe ghidul și să aveți șanse mai mari pentru rezolvarea infrastructurii de drumuri? Exact. Acest ghid ar trebui să avem toți șanse egale. Nu neapărat că comunitatea mea nu se leagă de un drum european sau național. Avem nevoie de fonduri europene pentru ca aceste comunități să dezvolte. Proiectul se derulează cu sprijinul Parlamentului European și cu implicarea comunităților locale. Participarea la vot este un drept și o datorie pentru fiecare cetățean european. Mergeți, doamna, la vot pe 26? Sigur că da. Pentru ce anume mergeți? Pentru tot ce e mai bun în țara asta. Pentru a ni se întoarce copiii acasă, pentru a și se vor întoarce, să știți, în situația în care vor fi respectate legile. Mergeți la vot. Vă încurajez pe toți cei care ați împlinit vârsta legală de a vota să fiți acolo pe 26 mai, pentru că
votați nu doar pentru Europa, votați pentru România. Da, voi merge, cu siguranță. Pentru o Românie mai bună, pentru locuri mai bune de muncă, pentru salarii mai mari, pentru o viață mai frumoasă. O să votez pentru noi proiecte, pentru comunitatea mea, pentru subvenții mai mari pentru agricultorii din comunitatea mea. Am fost convins că dacă această dezbatere va avea loc, elevii mei, tinerii din această comunitate, vor învăța ceva despre drepturile pe care le au și posibilitatea de a schimba ceva în această țară. Alegerile europarlamentare se desfășoară în România pe 26 mai. Accesează www.euractiv.ro și de data asta votez.eu pentru detalii. Informează-te de ce votul tău este important. Eu merg la vot pentru copiii mei, pentru copiii mei de acasă, pentru copiii mei de la școală. Merg la vot pentru familia mea, pentru prietenii mei și cu speranța într-o viață mai bună.